Astăzi, reabilitarea danturii este posibilă chiar și în situații extreme, chiar și atunci când volumul osos al pacientului nu mai este suficient pentru soluțiile obișnuite din implantologie, pentru că, din păcate, există diferite accidente sau resorpții osoase accentuate care nu mai fac posibile soluțiile uzuale din implantologie. Dar, după cum spuneam, astăzi există soluții și pentru aceste situații. Există soluția reprezentată de implanturile zigomatice sau pterigoidiene, dar aceasta rămâne totuși o soluție extremă. Ce sunt și când se recomandă implanturile zigomatice sau pterigoidiene aflăm de la specialiștii invitați astăzi la Dialoguri pentru Sănătate, cu care discutăm pe larg soluțiile speciale din implantologie. De foarte multe ori ajungem să avem nevoie de soluții de implantologie dentară. Astăzi, implanturile dentare sunt o soluție adecvată pentru foarte mulți pacienți, iar dacă pacienții au grijă, așa cum trebuie, de sănătatea lor orală și de sănătatea lor generală, implanturile pot să fie o soluție pe termen lung, de 10-15 ani sau chiar mai mult. Din păcate, mai apar însă și situații mai speciale. Implanturile, dacă sunt plasate corect și dacă adițiile de os au fost efectuate corect, ele pot să țină și mai mult, fără nicio problemă. Dar în momentul în care apar probleme de sănătate, sănătatea pacientului, pe care noi nu putem să o controlăm și nici pacientul nu poate să-și controleze o boală dobândită pe termen lung, o boală cardiacă, un diabet apărut favorizat de stres, atunci toate aceste boli, nu neapărat boli, ci medicația, au un efect destul de prost asupra cavității orale, cel mai mult. Și apar aceste resorți, apar inflamații din cauza medicației destul de agresive în bolile cardiace sau în diabet și trebuie ținute sub control. Nu neapărat că implantul a avut o problemă el în sine, pur și simplu igiena, medicația, alimentația noastră duce la această inflamație gingivală și inflamația gingivală duce la resorpția osoasă pe un dinte sănătos și, bineînțeles, și pe un implant se poate produce acest lucru și noi trebuie să verificăm dacă a apărut, să știm să abordăm tehnica corectă la momentul respectiv. De foarte multe ori apar, așadar, o serie de probleme, de complicații și uneori, din păcate, mai apar și eșecuri, ceea ce face ca în unele situații lucrurile să nu mai poată fi rezolvate decât prin soluții cu totul speciale, cum ar fi implanturile zigomatice sau pterigoidiene, pentru că uneori reabilitarea orală prin implanturi obișnuite nu se mai poate realiza. Implanturile zigomatice și pterigoidiene, într-adevăr, au apărut în ultimii ani în implantologie ca ultimă soluție. Ce înseamnă ca ultimă soluție? În momentul în care pacientul nostru nu are suficient os, nu are un pat osos ca să poți să pui un implant în poziția corectă. Poziția corectă însemnând, din punct de vedere implantoprotetic, să-ți iasă o lucrare protetică corectă și estetic și funcțională. Nu avem un pat osos suficient sau acel pacient are o resorpție osoasă foarte avansată din multiple motive, poate din motive dentare, că nu au fost tratați cum trebuie dinții la momentul respectiv și atunci el are resorpție osoase. Poate este un bolnav cronic, un bolnav cardiac și atunci resorpția osoasă este un pic amplificată din cauza medicației agresive asupra lui. Și nemai având acest os, optăm pentru implanturi zigomatice, dar implantul zigomatic este ultima soluție. Încercăm, dacă se poate, bineînțeles, să facem tehnicile clasice de adiție de os, de sinus lift, adică de ridicarea sinusului și adiția de os în sinus, de tehnica de adiție de os cu blocuri osoase pe plan vertical sau orizontal, să putem să plasăm niște implanturi corecte din punct de vedere implantoprotetic. În cazul în care pacientul nu are acest patosos sau are o resorpție foarte avansată de os, ultima opțiune este într-adevăr acest implant zigomatic sau pterigoidian. Zigomatic și pterigoidian vine exact din anatomia maxilarului. Adică aceste implanturi speciale sunt niște implanturi aparte care se inseriază în oasele zigomatice sau în oasele pterigoidiene, dar acestea sunt, așa cum spuneam, soluții speciale la care se ajunge în situații extreme, precum diferite accidente sau resorpții osoase majore, în urma unor grave probleme de sănătate sau a unor eșecuri anterioare. Sunt pacienți care vin cu eșec din altă parte și eșec după eșec, deja ne dăm seama că la al doilea, la al treilea eșec, o intervenție clasică de adiție de os, posibil să ducă la un alt eșec și atunci optăm pentru acest implant zigomatic sau pterigoidian, pentru că suntem siguri că acea adiție de os nu o să fie în regulă pentru el și optăm pentru acest plan de tratament. Aceste soluții speciale de implantologie pot fi realizate de medici specialiști în chirurgie orală, tot așa precum și procedurile complicate de adiție de os, de care, din păcate, este nevoie mult prea des. Există această diferență prin care un medic stomatolog poate să facă aceste intervenții, poate să insere implanturi, dar nu are voie să facă adiții de os. Și pacienții din România au de cele mai multe ori, în 90% din cazuri, au nevoie de adiție de os, mai mare sau mai mică. Doctorii, neavând voie să facă intervenții legate de adiții de os, atunci au preferat să meargă pe a doua variantă, mai simplă și legală și mai simplă pentru ei, care le permite să insere implanturi fără să facă adiții de os, dar ceea ce le fac pacienților nu întotdeauna este ceea ce trebuie din punct de vedere medical. Adică sunt foarte multe cazuri prin care ei reduc foarte mult din os, cumva distrug din osul pacientului, ca să scadă, să elimine partea de os care are diverse bacterii care rămân după boala parodontală, de exemplu, distrug tot osul, inseră implanturile, osul deja mai sus este mai gros, dar pacienții în următoarea etapă o să beneficieze de o proteză. Așadar, pentru ca implanturile să aibă rezultatele scontate, de foarte multe ori este nevoie de adiții osoase, care pot fi realizate doar de către medicii specialiști în chirurgie orală. Evident, se încearcă toate aceste variante înainte de a se recurge la soluția implanturilor zigomatice sau pterigoidiene, acestea fiind o ultimă soluție, pentru că acestea sunt tehnici speciale care trebuie executate doar de specialiști cu mare experiență, pentru că altfel pot apărea probleme extrem de grave. Și la implanturile zigomatice, în Israel au fost niște probleme date de implanturi plasate în ochi, pacientul rămânând fără vedere, pentru că au plasat implanturile zigomatice în ambii ochi, au perforat orbita. Deci sunt probleme destul de mari și nu este întrebarea de tehnică, dacă știi să faci tehnica. Întrebarea este dacă ai pregătire să rezolvi complicația care ți apare și asta pleacă de la tehnica de bază. Înțelegem așadar că sunt niște soluții extreme. Dumneavoastră, când recomandați acest gen de implanturi zigomatice sau pterigoidiene? Ar trebui cumva puse ca ultimă salvare a pacientului, ca să nu-l lași cu o proteză. Dacă nu poți să faci altceva sau dacă au fost eșecuri peste eșecuri, atunci când ajunge la tine pacientul, n-are rost să intri, să repeți eșecurile dinainte și trebuie să treci la altă tehnică care îl ajută pe pacient. Nu spunem că nu sunt bune zigomatice sau pterigoidienele, dar nu sunt ceva ce, în mod normal, trebuie să faci zi de zi și nu oricui pacient. Prin urmare, aceste soluții speciale de implantologie, mai complicate și mai complexe, sunt recomandate doar în ultimă instanță și pot fi realizate doar de către specialiști cu mare experiență, dar indicat ar fi să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră pentru a nu ajunge să aveți nevoie de asemenea soluții extreme.